Lăudați să fie Domnul! În adevăr, vrem să lăudăm pe Dumnezeul nostru pentru că, așa cum am cântat, cu puterea Lui, El ne-a smuls din neamul acesta, din veacul acesta rău și stricat și ne-a strămutat în împărăția slavei sale. Lăudați să fie Domnul! Sufletul nostru este plin de bucurie pentru mântuirea pe care El ne-a dăruit-o. Motivul care suntem cu toții adunați în această dimineață, în casa aceasta de rugăciune, este pentru faptul acesta că și Dumnezeu ne-a mântuit, lăudat să fie Domnul. Cred că fiecare dintre noi am venit în casa aceasta de rugăciune cu mulțumire, cu recunoștință și sufletul nostru este plin de bucurie pentru că Dumnezeu este cu noi, mărit să fie Domnul. Vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu și această rugăciune pe care vrem să o facem, vrem să o facem din toată inima noastră. Ca recunoștință, ca mulțumire, să venim și să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim inimile noastre înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem căci dacă El n-ar fi fost de partea noastră, noi n-am fi avut cunoștința adevărului, noi n-am fi avut parte de mântuirea Lui și cred că este bine să ne deschidem inimile noastre și fiecare dintre noi să ne liniștim, cine nu și-a găsit un loc în biserică încă pe scaun, să se așeze în liniște și am vrea cu bucurie să stăm înaintea lui Dumnezeu și cu recunoștință pentru că El ne-a mântuit, lăudat să fie Domnul. Vreau să citesc câteva versete din Psalmul 91 care ne îndeamnă să venim înaintea lui Dumnezeu, să venim cu cântece, cu veselie și să recunoaștem că El este Dumnezeul nostru, să recunoaștem că El este Creatorul și că toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut și că mâna Lui le ține în mână și le ține în viață, binecuvântat să fie Domnul. Versetul spune că, în versetul 6 spune, veniți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să venim cu o inimă plină de smerenie. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu celor smeriți le dăruiește har.
Și vrem ca harul lui Dumnezeu să fie revărsat peste poporul său. Vrem ca să avem parte de har în această dimineață. Vrem ca, în adevăr, cântarea de laudă să fie însoțită cu har și zica Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem ca îndemnurile fraților de rugăciune care ne vor motiva să fie însoțite de harul lui Dumnezeu. Predica să fie însoțită de har și de putere. Dar lucrul acesta necesită să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne pună în inima aceasta, în inima noastră, dorința aceasta de a ne smeri înaintea lui. Vreau să citesc aceste versete și apoi cu toții, repet din nou, să ne smerim inimile noastre înaintea lui Dumnezeu. După ce voi citi psalmul acesta, câteva versete, ne vom pleca genunchii înaintea lui Dumnezeu ca semn de recunoștință, de smerenie, de umilință înaintea lui Dumnezeu și să înălțăm o rugăciune de mulțumire. Psalmul 95, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, un împărat mare mai presus de toți dumnezeii. El ține în mâna Lui adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru, noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Amin. Haideți să ne plecăm genunchi înaintea Lui Dumnezeu cu mulțumire. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile dumneavoastră. Îmi place versetul 7 care spune că El este Dumnezeul nostru. Noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Dacă n-ar fi fost Domnul, Dumnezeul nostru, noi n-am fi fost aici, cu siguranță. Dacă nu ne-ar fi povățuit El, dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu de sufletele noastre, noi n-am fi fost aici în casa lui Dumnezeu. Faptul că suntem aici este harul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Vrem să stăm înaintea Lui cu mulțumire, cu recunoștință, să Îl lăudăm pe Dumnezeul nostru, să înălțăm cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, El care este mântuirea noastră, El care este ajutorul nostru și zic ca Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste orice inimă. Dacă sunt inimi în această dimineață care sunt deznădăjduite, Dumnezeu să le ridice, să așeze în noi nădejde, pace, credința în Dumnezeu, puterea aceasta de a se ridica. Dacă sunt suflete care simt povara păcatului, mă rog ca Dumnezeu să ridice povara păcatului în această zi. Celor smeriți, Dumnezeu le dăruiește iertare. Celor ce își recunosc vina, Dumnezeu aduce iertare și eliberare. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă sunt suflete bolnave în trup, mă rog ca Dumnezeu să întărească orice trup slăbonogit, să întărească orice inimă mâhnită și zic ca Dumnezeu să-și facă El lucrarea Lui în mijlocul nostru. Și cred că Dumnezeu întotdeauna, când am venit în casa Lui cu mulțumire, când am venit întotdeauna când am venit în casa Lui și am apelat la ajutorul Lui, Dumnezeu este Cel ce ne-a răspuns rugăciunilor noastre și pentru aceasta ne apropiem de El cu credință, căci Dumnezeu este cu noi, binecuvântat să fie Domnul. Vrem să Îl lăudăm pe Domnul nostru cu o cântare, cu toții împreună și în urma acestei cântări rog pe fratele Sorin Simion să ne aducă un motiv pentru rugăciunea următoare și zic ca Dumnezeu să Îl binecuvânteze pe El și pe noi toți. Amin. O Doamne, Te voi binecuvânta și ca să strângesc pe veci inima mea. Este problem. Te voi înălța, o Doamne, Te voi binecuvânta și vreau să strângesc pe veci inima mea. Inima mea îți predau, Doamne, doar ție, inima mea.
Slăviți să fie Domnul! Am dorit în această dimineață să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de mărturisire și să ne întrebăm, atunci când auzim cuvântul miere, la ce anume ne gândim? Nu e așa că de multe ori când auzim acest cuvânt miere, ne gândim la ceva dulce, la ceva bun? Dar când auzim cuvântul miere amestecată cu o travă, la ce anume oare ne gândim? Nu e așa că ne gândim la ceva rău, la ceva care provoacă moarte? E bine, frați și surori, tot așa este și păcatul. Dulce la început și cu cât mâncăm tot mai mult, ne provoacă moartea. Credem că este miere, dar păcatul de multe ori este înfășurat și este acela care este amestecat cu o travă. Cu cât mâncăm tot mai mult din el, cu atât ne provoacă tot mai mult moarte, moarte spirituală și moarte în trupul nostru. Haideți în această dimineață să stăm înaintea lui Dumnezeu și să rugăm, Doamne, ajută-ne să putem să deosebim ce înseamnă să te slujim pe Tine și ce înseamnă să rămânem curați înaintea Ta, Dumnezeule. E foarte important atunci când păcătuim, e foarte important cum privim păcatul, e foarte important ce atitudine avem față de păcat, e foarte important care să ne întrebăm atunci când păcătuim sau atunci când suntem la o alegere, la o răscruce de drum, să ne întrebăm care pot fi consecințele păcatului. Atitudinea pe care o avem față de păcat, cum privim păcatul și care sunt consecințele păcatului. Am ales în această dimineață și vreau ca să privim în Scriptură două exemple care la început par lucruri banale, lucruri pe care de multe ori și noi le facem la răscruci de drum. Acan, în cuvântul lui Dumnezeu, în Iosua, ne spune în felul următor. Știm această întâmplare în Iosua 7:13. Să vedem puțin cum lucrează Dumnezeu. Acan, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, când merge poporul Israel la luptă, spune în felul următor. În 7:21,
Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniară, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Am văzut, le-am poftit și le-am luat. Dar vedem aici, dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu cu câteva versete mai înainte vine și spune în felul următor: scoală-te, sfințește poporul, spune-le, îi spune lui Iosa, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții pe vrărmașilor tăi până nu vei scoate lucrul care este dat spre nimicire. Cum lucrează Dumnezeu? Dumnezeu vedem aici că are un mod de lucru. Dumnezeu este acela care îi dă oportunitatea și îi dă șansa și îi dă posibilitatea lui Acan și îi spune: Acan, îți mai dau o noapte îți mai dau o noapte la dispoziție ca să te pocăiești. În această dimineață cuvântul Dumnezeu ne spune: oameni buni, oameni sfinți al lui Dumnezeu, vă mai dau o dimineață, vă mai lăs încă o clipă, pocăiți-vă și zic ca Dumnezeu să coboare în mijlocul bisericii de manzi în această dimineață și să rugăm: Doamne, ajută-ne să ne pocăim înaintea Ta, Dumnezeule, că Te-ai lăsat pe Iisus Hristos, jertfă sfântă de la Golgota, ca să moară pentru păcatele noastre, ca noi să avem viață în noi. Aleluia! Atunci când păcătuim, Acan n-a înțeles că consecințele păcatului sunt drastnice. Sunt acelea care pot să afecteze familia, sunt acelea care pot să te afecteze pe tine ca și om al Scripturii, ca și om al lui Dumnezeu. Un alt lucru care spune cuvântul Dumnezeu: David, fugind din fața lui Saul, merge la David, merge la un moment dat la preot și spune o mică minciună. David, spune cuvântul Dumnezeu, s-a dus la Nabot, la preotul Ahimelec, atunci când fuge de Saul ca să nu fie omorât, și preotul Ahimelec, care a alergat spre speriat înaintea lui, i-a zis: pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine? David a răspuns preotul Ahimelec: împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis nimeni să nu știe nimic. David spune o mică minciună. În urma acestei minciuni, cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom cerceta și cred că știm această întâmplare, Saul, datorită că David a spus această mică minciună, chiar el declară în versetele respective mai pe urmă că a fost omorât 80 de preoți. O cetate întreagă a murit pentru că David ar fi putut să-i spuie: preotule, fug din fața lui Saul. Dar David o mică minciună a spus. Care pot fi consecințele păcatului? Haideți să în această dimineață să ne întrebăm: Doamne, ajută-ne să putem să fim atenți și la lucrurile mici, Doamne. Atunci când păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, întreabă-te și să ne întrebăm în această dimineață: care sunt consecințele? Cum privim păcatul? Ce atitudine avem față de păcat? Poporul Ninive, spune cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat Iona trâmbițează și vestește planul lui Dumnezeu, dar poporul Ninive a înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu care se lasă să fie înduplecat de rugăciunile și de pocăința celor care se pocăiesc. Haideți în această dimineață să rugăm: Doamne, ajută-ne în această dimineață să ne întrebăm ce vrem să mâncăm, miere care este adevărul sfânt sau miere amestecată cu o travă. Vreau să spun în această dimineață, dacă ne vom juca cu păcatul, cum a făcut David de multe ori, cum a făcut acest om Acan, s-a jucat cu păcatul și a crezut că este bun, dar păcatul, mierea amestecată cu o travă, ne provoacă moartea. În această dimineață să rugăm pe Dumnezeu: Doamne, vrem iertare din partea Ta, Dumnezeule. Vrem ca în această dimineață să fim aceia care să fim credincioși înaintea Ta, Dumnezeule. Vrem ca în această dimineață jertfa Domnului Iisus Hristos să aibă aceea care să ne ierte poporul și să putem să îl slăvim pe Dumnezeu și să spunem: Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, Dumnezeule. Sunt aici pentru că vreau să Te slujesc pe Tine, Doamne. Sunt aici pentru că am înțeles, Doamne, că atunci când păcătuiesc, Doamne, consecințele păcatului sunt grave în această dimineață. Ești Tu conștient de acest lucru? Ești Tu conștient de acest lucru, că Iisus Hristos este acela care poate să te ierte în această dimineață? Ești Tu conștient de acest lucru, că orice minciună, așa cum a făcut David, a costat viața 80 de preoți, o cetate întreagă, copii, soții, preoți, toți au fost nimiciți datorită unei minciuni mici? Dumnezeule, cercetează biserica din Mansu în această dimineață să înțelegem că păcatul este păcat, mic sau mare, păcatul este păcat și pentru el s-a jertfit Iisus Hristos din Golgota. Aleluia!
Haideți în această dimineață să spunem: Doamne, pun viața mea în mâna Ta, Stăpâne. Nu vreau să păcătuiesc, Doamne, dacă am greșit în această dimineață, mă smeresc, Doamne. Mă pocăiesc în această dimineață și accept harul Tău, Iisus Hristoase. Accept ca din nou să mă eliberez, Doamne. Accept ca din nou să mă curățești, Doamne, și să mă pui din nou în slujba Ta, Doamne, să Te slujesc, să fiu curat, Doamne. Salvează-mi familia, Dumnezeule. Salvează-mi viața, Dumnezeule. Vrei în această dimineață să pui capăt păcatului Tău? Vrei în această dimineață să-i spui: Doamne, dacă m-am jucat cu păcatul, Doamne, și n-am știut că consecințele păcatului sunt grave, în această dimineață vreau, Doamne, să fiu conștient că păcatul are consecințe și consecințele nu sunt mici. Pot fi pe timp scurt, pot fi pentru Tine, pot fi pentru familie sau poate să fie veșnic moartea. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și să spunem: Doamne, două exemple au fost date în această dimineață. Acan a păcătuit și și-a nenorocit familia, Doamne. David a spus o minciună și a nenorocit o cetate întreagă. 80 de preoți au fost omorâți, copii, familii întregi au fost nimicite pentru că s-a jucat cu minciuna. În această dimineață, Doamne, Te rugăm, iartă poporul din Manse, Doamne. Pentru ce să ne rugăm? Să rugăm, Doamne, ajută-ne să fim conștienți, Iisuse Hristoase, că păcatul are consecințe. Și e foarte important care este atitudinea mea și atitudinea Ta față de păcat. Dumnezeu să ne ierte în această dimineață. Amin. Dăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Slavă Domnului! Aș vrea să Îl lăudăm pe Dumnezeu în continuare prin ceea ce facem în casa lui Dumnezeu. Noi Îl lăudăm de fapt pe Dumnezeu și de aceasta este nevoie totdeauna, așa cum repetăm des, de o atitudine a inimii. Dumnezeu privește spre atitudinea inimii. În dimineața aceasta ne-am adunat aici ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Tema este o temă puternică, aș putea numi, o temă care este importantă pentru viața credinciosului. Vorbim despre smerenie, secretul smereniei. Am cântat în prima încântare: Te voi înălța, o Doamne. Atunci când Îl înalți pe Dumnezeu în inima ta, atunci eul tău se micșorează. Când nu Îl înalți pe Dumnezeu în inima ta, eul tău are un loc de cinste. Vrea, dacă n-am făcut-o până acum, dacă nu ne-am gândit la atitudinea care ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult în casa Domnului, trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am plecat genunchiul astăzi și am făcut ceea ce ne spunea psalmul, să ne plecăm genunchiul. Dar știți că plecarea genunchiului poate fi doar ceva formal, poate fi doar ceva pentru că toți s-au plecat și mi-e rușine să rămână în picioare. Dacă nu mi-am plecat inima, dacă nu recunosc Domnia lui Hristos în viața mea, este inutil. Așa că aș vrea să rămânem într-o stare de cercetare înaintea lui Dumnezeu. În această dimineață, din cuvântul lui Dumnezeu, a predicat fratele Lucian Saviciuc, Domnul să-l întărească. Este prima dată când predică într-o duminică, este puțin emoționat, de aceea ne rugăm ca Domnul să-i dea binecuvântare și har în ceea ce va face. Aș vrea să ne rugăm pentru el, să ne rugăm ca Domnul să vorbească în această dimineață. Îl invit pe fratele Sami Puslariu să înalți o rugăciune înaintea lui Dumnezeu în privința aceasta. Amin, vă invit să ocupați locurile și să continuăm să facem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus în această dimineață. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Haideți să cântăm cu întreaga biserică. Ce frumos e când biserica se unește în cântare. Sunt exerciții de a ne uni în a-L lăuda pe Dumnezeu. Sunt ocazii speciale pentru fiecare dintre noi. Știți, noi folosim des expresia aceasta, să ne deschidem inima. Uitați că a-L lăuda pe Dumnezeu, a-L cânta Domnului este cea mai potrivită metodă prin a ne deschide inima. Și de aceea în cântările noastre încercăm să ne concentrăm atenția spre Dumnezeu, cântările să fie în cinstea Lui. Cântările nu trebuie neapărat să descrie trăirile noastre, cât mai ales trebuie să Îl descrie pe Dumnezeu, să descrie ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Psalmistul folosește câteva expresii pentru a arăta mărăția lui Dumnezeu și spune că Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. Al Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Observați, părțile cele mai de jos ale pământului, părțile cele mai înalte ale pământului. Adică tot ce cuprinde în porțiunea aceasta este a Domnului, este Creatorul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățește mâna Lui. Ce minunat să te știi
în mâna unui păstor bun, în mâna unui păstor îngrijitor, ocrotitor, care are milă de oile sale, care are milă de turma sa. Slăvit să fie Dumnezeu! Avem această încredere în Dumnezeu și vreau ca încrederea Lui să sporească în această dimineață în inimile noastre. Cântăm o cântare cu întreaga biserică spre slava Lui Dumnezeu. După această cântare, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare și în urma acestor cântări, fratele Lucian Saveciuc va sluji din cuvântul Domnului și Domnul să-L întărească. Pământ avem o luptă, ce-i cuvânt e arătată. Lupta credinței sfântă, ce de Domnul e trăsată. Să luptăm cu râvnă mare, până Domnul va veni. Căci prin orice încercare, dar nu te vom birui. Hai lupta, frate, lupta, hai lupta, nu te calătut. Să-i țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai creat și veghează într-una. Veșnicia e aproape, curând Iisus va reveni. În zorile vor apare, lupta se va sfârși. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut. Spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai și veghează într-una, până în zor de zi, că atunci primi vei cu luna, când Domnul va veni.
și având, să ai treaz și veghează într-una, până în zori de zi. Să fie Dumnezeu, rog corul să rămână în picioare și să ne ridicăm cu toți în picioare, să citim un text din Cuvântul Domnului. Mulțumim Domnului că avem Cuvântul înaintea noastră și Dumnezeu ne vorbește prin Cuvânt, Duhul Sfânt este prezent în biserica noastră, Dumnezeu, și aș vrea ca în dimineața aceasta cu toții să ne identificăm și să stăm înaintea Cuvântului și El să ne vorbească și noi să-i răspundem. Lăudat să fie Dumnezeu! Aș vrea să citim un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 19 până la versetul 28. Pagina în Biblie 1025. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie?
Și el a zis, nu sunt, ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stră unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când îți este frică de vreun insect, mă refer mai mult la genul feminin, de păianjen sau cimice sau orice care ne deranjează și nu avem o stare confortabilă, căutăm imediat să-i depărtăm sau să le alungăm din viața noastră. Utilizăm produse care să alungăm furnicile în perioada aceasta și cumva vrem să stăm în liniște și în siguranță și să alungăm din viața noastră ceea ce ne face să ne simțim incomozi. Și în dimineața aceasta, acestui cuvânt, am pus un titlu și anume Smerenia alungă mândria. Dacă ești conștient că mândria este un păcat grav și vrei să-l alungi din viața ta sau nu trebuie să-i faci o chemare să vină mândria în viața ta, pentru că ea vine de la sine prin firea pământească, este atrasă, vine ea fără să o chemi tu. De aceea ea trebuie alungată, trebuie să menținută la distanță de viața noastră. Și în pasajul de față am citit despre Ioan Botezătorul, un om trimis de Dumnezeu, care să mărturisească despre lumină, să fie un martor, un om al lui Dumnezeu care a venit în Duhul și puterea lui Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbea cu mare putere, cu autoritate, despre botezul pocăinței și veneau oamenii și se pocăiau sincer. Avea un succes extraordinar în lucrarea lui Dumnezeu. A spus Domnul Iisus despre el că nu s-a născut din femeie un om mai mare decât Ioan. Ce cuvinte frumoase! Și parcă îl vedem pe Ioan că este atât de smerit și cumpătat în gândirea lui despre sine și se concentrează pe Domnul Iisus, pe lucrarea pe care o are de făcut. Și stau și mă gândesc, de ce nu s-a mândrit Ioan? Oare satana nu a venit să-l ispitească cu păcatul acesta al mândriei în urma succesului lui? Cum a reușit să fie un om smerit înaintea lui Dumnezeu? Cum a reușit el să alunge mândria din viața lui? Și în textul de față, eu personal am găsit trei principii care l-a ajutat pe Ioan să-și mențină poziția smerită, să fie cumpătat în gândirea despre sine însuși, să aibă o minte descrisă cine este Iisus Hristos și cine este Dumnezeu și și-a concentrat viața să-L mărturisească pe Iisus. Un om smerit care îl mărturisește pe Iisus, un om care se concentrează pe lucrarea pe care o are de făcut. Și în primul rând, primul principiu, trebuie să realizăm cu toții cine suntem noi. Acest principiu ne va ajuta să devenim smeriți. O imagine corectă despre noi înșine, în lumina Scripturii, ne va ajuta să fim smeriți. O imagine distorsionată despre noi înșine ne va ajuta vom ajunge la mândrie. Așa că este necesar să înțelegem în dimineața aceasta cine suntem noi. De obicei, omul are o imagine mult mai înaltă decât îi se cuvine. Se crede mult mai înțelept, mult mai bogat, mult mai frumos, mult mai blond, mai brunet decât cel de lângă el. Prin firea lui, în sinea lui, spune, tu ești mai bun decât el. Tu știi mult mai multe lucruri. Deci, haideți să vedem, dacă recitim versetele de la 19 la 22, vom vedea de câte ori se repetă întrebarea aceasta, cine ești, Ilie? Și ultima întrebare din versetul 22 ne spune, ce crezi tu sau ce ne spui tu despre tine că ești?
Aș vrea să citesc versetele de la 19 la 22. Iartă mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Cine ești tu? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că eu nu sunt Hristosul, Hristosul este Iisus. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Vrem să aflăm cine ești tu. Tu ești cineva important, ești un proroc, ești Ilie, unul dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament, ești Moise. Aici spune că ești prorocul, se referă la Moise. Și el spune, și apoi în versetul 22 spune: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Vrem să aflăm care este părerea ta despre tine. Te consideri un om important, un trimis al lui Dumnezeu? Da, eu sunt. Și vine el și ne răspunde la, în versetul 23. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului. El este Domnul și eu sunt un simplu glas. Sunt o voce, am un mesaj, sunt un slujitor, un rob al lui Dumnezeu. Vine Ioan și spune: eu sunt țărână, eu nu sunt Hristosul, eu nu sunt Domnul, eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt țărână, sunt limitat. Eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. De aceea ar trebui să ne gândim ce credem noi că suntem noi, cine suntem, cine ești tu, care este părerea ta, care este imaginea pe care ți-ai format-o în mintea ta și eu în mintea mea despre cine sunt eu. Sunt un slujitor, un copil al Dumnezeu, un răscumpărat. Recunosc eu domnia și suveranitatea lui Dumnezeu în viața mea. Și cumva parcă observăm din aceste versete că caută să-l tragă de limbă pe Ioan și să spună: spune-ne ceva despre tine. Spune că ești prorocul, spune că ești prorocul cel mai important din tot Vechiul Testament și din Noul Testament. Aș spune eu personal, cumva îl trăgeau de limbă. Spune-ne ceva despre tine. Vorbești cu atâta putere, cu atâta înțelepciune. Ești tu cumva Hristosul? Și căutau să-l pună pe același piedestal cu Hristos și el spune: nu sunt eu Hristosul, nu-s vrednic nici să-i dezleg încălțămintea. Eu sunt țărână. Sunt un abure care se arată puțin de el și mâine piere. Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Eu sunt doar prietenul mirelui. El este mirele. El este rolul principal. Iisus este Mesia. Amin. Satana ne ispitește și caută să creeze o imagine greșită despre noi. Caută să ne aducă calitățile, darurile noastre și caută să ne socotească că noi am primit aceste daruri. Noi am primit înțelepciunea și suntem doar niște administratori ai darurilor lui Dumnezeu care trebuie să lucrăm pentru slava și cinstea lui Dumnezeu. Și Satana spune: nu, tu ești important, tu ești un slujitor, tu ești mai bun decât toți ceilalți, tu știi, tu, și caută să se concentreze că tu ești cineva. Și în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem acest principiu care ține la distanță mândria și să avem o gândire cumpătată despre noi înșine. Să căutăm din Scriptură să înțelegem că nu trebuie să avem o părere mai înaltă decât ni se cuvine. În Romani 12:3, dacă deschidem cuvântul Domnului, ni se spune: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât îi se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cum obții această gândire sau imagine cumpătată? Din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când afli cine este Dumnezeu și cine suntem noi, că noi suntem niște robi, slujitori și El este singurul stăpân, singurul Dumnezeu adevărat. Și Biblia ne vorbește ca și între noi, noi să ne dăm întâietate unul altuia, să avem o gândire cumpătată despre noi și să vedem prea aproapele nostru cumva mai important decât noi. Și de multe ori nu ne place lucrul ăsta, nu ne place să fim în anonimat, nu ne place să nu fim cineva și căutăm ca noi să avem întâietate, noi să fim numiți, numele nostru să fie pomenit. Cine a făcut lucrul acesta bun? Cumva să spună eu. Și nu cumva să spună fratele. Dacă ar trebui să mă rog înaintea Dumnezeu: Doamne, dă-mi cea mai multă înțelepciune, fă-mă să fiu un vorbitor pentru slava Ta, dar fă-mă pe mine, pe mine. În loc să ne rugăm: Doamne,
uite care dorință să vorbească cu tine, dă-i un duc de rugăciune și binecuvântează-l pe el și să ne concentrăm, să ne rugăm mai mult unii pentru alții. Atunci când ne concentrăm eu, atunci avem cele mai mari șanse ca mândria să vină în viața noastră. Dar atunci când uit de mine și realizez că eu sunt țărână și sunt la fel de important înaintea lui Dumnezeu cum este și fratele meu, atunci am cele mai mari șanse să vină smerenia în viața mea și mândria să o țin la distanță. Aș vrea ca în dimineața aceasta să ne punem această întrebare din versetul 22. Ce zici tu despre tine însuți? Care este imaginea pe care ți-ai format-o până în prezent? Și aș vrea să, în lumina cuvântului, să avem o imagine corectă. Că noi suntem dependenți de Dumnezeu, că noi avem viață deoarece Dumnezeu a îngăduit până în prezent, până în ziua de astăzi. Și când Dumnezeu spune stop, s-a terminat suflarea, viața, atunci când ne se urcă la cap că suntem noi cineva, Dumnezeu îți poate lua mintea imediat și poți deveni un nimeni. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem prin acest prim principiu pe care cred că pe Ioan l-a ajutat să fie cumpătat în slujirea pe care a avut-o. În al doilea rând, al doilea principiu care menține mândria la distanță și care atrage smerenia în viața noastră este că trebuie să realizăm cine este Dumnezeu. Atunci când ne comparăm și noi observăm că noi suntem țărână, suntem un abure, nu suntem Dumnezeu, suntem doar robi și realizăm în același timp că El este stăpânul, realizăm cine este Dumnezeu și cine este Iisus, atunci smerenia vine în viața noastră și mândria stă la distanță. Ioan a realizat că Iisus este lumina, în versetul 7, 8 și 9, dacă citim. Versetul 7, El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Ioan a conștientizat că Iisus este lumina. Ioan a conștientizat că El este adevărata lumină prin care vine credința, prin care vine conștientizarea păcatului, prin care vine luminarea și conștientizarea că El este Mesia. Iisus este lumina. Dacă observăm în versetele următoare, în versetul 20-23, El spune că El este Hristosul și realizează că Iisus este trimisul lui Dumnezeu, Mesia. În versetul 23, realizează că El este Domnul, după cum a zis prorocul. Și noi trebuie să realizăm că Dumnezeu este suveran, că Iisus Hristos este Dumnezeu, că El este veșnic și că doar prin credința în Iisus se obține viața veșnică. Doar prin jertfa Domnului Iisus se obține viața veșnică. Nu prin Ioan, nu prin botezul pe care l-a făcut Ioan, ci Ioan l-a mărturisit pe Iisus Evanghelia și prin credința în Domnul Iisus și apoi prin botez se primește mântuirea. Dumnezeu se lasă descoperit și vrea să-L cunoaștem. Vrea să cunoaștem puterea Lui, vrea să cunoaștem îndurarea Lui, mila Lui, dreptatea Lui. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem și acest lucru ne este descris în Romani, capitolul 1, începând cu versetul 19 și versetul 20. Aș vrea să le citesc. Așa spune aici, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se poate dezvinovăți. Și priviți din versetul 19 că Dumnezeu vrea să fie descoperit. Le este descoperit în ei înșiși. Că și le-a fost arătat, le-a fost descoperit de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura să-L cunoaștem pe El, să vedem lucrarea Lui. Dumnezeu este atot prezent. Dumnezeu are grijă de noi. Dumnezeu este peste tot.
chiar în momentele acestea Dumnezeu este aici și oricine ar putea să spună că nu cred că Dumnezeu este aici, Dumnezeu este. Ori cred, ori nu cred, Dumnezeu este prezent aici, este atot prezent. Oriunde, nu este întuneric în care Dumnezeu să nu fie, nu este loc în lumea aceasta unde să nu existe prezența lui Dumnezeu. El este atot prezent. Spune în Psalmul 139 că întunericul este ca lumina zilei. Așa cum vă vedem noi, în întunericul cel mai negru, Dumnezeu ne vede pe noi. Nu aș putea să spun că mă pot ascunde de Dumnezeu. Nu-mi cade niciun fir de păr din cap, la niciunul nu ne cade, fără știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe toți perii care avem, albi, negri, albaștri, orice păr din capul nostru, Dumnezeu îl știe. Dumnezeu știe și ține contul, știe totul. Lăudat să fie Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cunoaște într-un mod foarte detaliat. De aceea este necesar și trebuie ca să realizăm că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este stăpân, că Dumnezeu este Domn. Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Daniel, la capitolul 4, și să observăm doi împărați care au crezut că ei sunt stăpâni peste viața lor, că ei au realizat multe lucruri în viață, bogăție, palate. Și aș vrea să vedem despre acești doi împărați. Capitolul 4, versetul 27 până la versetul 37. Și vedem ce scrie împăratul Nebucadnețar despre el. Încep citirea de la versetul 27. Vom citi un pic mai mult. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, după ce l-a înștiințat Daniel, după un an, priviți ce spune Nebucadnețar. Daniel îl conștientizează și îi spune să se pocăiască de această stare de mândrie și apoi după un an de zile, priviți ce spune împăratul. Versetul 29, după 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Recitesc, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea Dumnezeu. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi. Trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca chiarele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărei împărăție dăinuie din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt un nimic înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, mărăția și strălucirea mea, nu mi s-au dat înapoi sfetnicii și mai marei mei și din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Lăudat să fie Dumnezeu! Aș vrea să conștientizăm și noi ceea ce a conștientizat Nebucadnețar, că cel prea înalt poate să ridice și să coboare pe oricine. Nimeni nu poate să-i spună lui Dumnezeu, ce faci, de ce îmi îngădui lucrul ăsta în viața mea, de ce faci lucrul ăsta, cine poate să ceară socoteală lui Dumnezeu?
M-am cutremurat când am citit acest pasaj și mare este Dumnezeu. Așa să citim și din capitolul 5 și mă gândeam când citeam pasajul acesta din capitolul 4, mă gândeam că mi l-am fi imaginat pe un mare împărat sau președinte din vremea noastră și ca și cum l-ați vedea pe Donald Trump că începe să mănânce iarbă împreună cu oile, cu boii în zilele noastre. Cum ați spune? Să se ridice și să spună că El este Dumnezeu, că El are toată puterea în pământul acesta, pe pământul acesta și poate să facă ce vrea și apoi să vină o descoperire din partea lui Dumnezeu și să-L vedeți în ziare, în publicități pe Donald Trump că mănâncă iarbă cu boii. Cum vi s-ar părea? S-ar putea ridica oare un om înaintea lui Dumnezeu? Ar fi foarte cutremurător. În versetul, în capitolul 5, din versetul, la versetul 18 până la 23. Împărate, Dumnezeu cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire și din pricina mărimii pe care i-o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine vroia și lăsa cu viață pe cine vroia, înălța pe cine vroia și cobora pe cine vroia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat ca roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii din argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta și toate căile tale. Nu l-ai slăvit. Și versetul 30 spune că da, chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost omorât. Există oare cineva care ar putea să se considere stăpân peste viața lui și nu realizează cine este adevăratul stăpân, cine este Dumnezeu? În momentul când realizezi cine este Dumnezeu, nu ai cum să fii cumprins de mândrie. Ți se smerește, te topești, nu ai cum să stai în picioare și să-ți deschizi gura înaintea lui Dumnezeu, ci doar poți să spui, sunt un rob al tău și vreau să slăvesc numele tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să înțelegem acest al doilea principiu pentru a menține mândria la distanță și care aduce smerenie în viața noastră. Aș vrea să ne întrebăm fiecare în dimineața aceasta, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Cine este El? Și nu mă refer la nivel de teorie, nu mă refer din cuvânt. Vreau să spun că da, îl cunoaștem din cuvânt, dar mă refer la o convingere puternică, la suveranitatea Lui, la puterea Lui, la schimba viitorul, la schimba viața ta și viața mea, o convingere de neclintit, să credem ceea ce spune în cuvântul Lui, că nu poți să fii mândru, pentru că în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5, spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dacă Dumnezeu este împotrivă, deci ca să-L ai dușman ca pe Dumnezeu sau să lupți împotriva lui Dumnezeu, deci nici nu putem spune că lupta e pierdută din prima. E ca și cum aș pune eu acum să împing un tank, să meargă cu viteza lui maximă și eu să pun mâna. Păi mă calcă. Nu am cum să stau împotriva lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze să realizăm acest adevăr. Cum aș putea să mă mândresc eu când am de-a face cu Dumnezeu? De aceea smerenia vine în urma cunoașterii lui Dumnezeu. El este chiar acum lângă noi și cuvântul Lui vrea să intre în mintea noastră, să-L credem pe cuvânt ceea ce este scris aici, lăudat să fie Dumnezeu și să ne binecuvinteze. Al treilea principiu care ne ajută să menținem mândria la distanță și care ne ajută să avem smerenie în viața noastră să vină, este că trebuie să vorbim despre Domnul Iisus. În discuțiile noastre, în vorbirea noastră, în viața noastră, realizez că Dumnezeu este suveran, realizez că eu sunt țărână și în al treilea rând vorbesc celorlalți.
într-una mă interesează despre Dumnezeu și observăm acest principiu în viața lui Ioan. Versetul 20 spune că el a mărturisit despre Hristos. El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și tocmai aceasta era slujba lui Ioan, să mărturisească. Versetul 23 spune că el a mărturisit că el este Domnul. Eu trebuie să pregătesc calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia, neteziți calea Domnului. Atunci când îl mărturisești, când îți concentrezi viața să vorbești despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu, nu ai timp să te gândești la tine. Nu ai timp să vorbești, să-ți privești calitățile tale. De ce? Pentru că eu îl vestesc pe Iisus. În gura mea, în mintea mea, îl vestesc pe Iisus. Și aș vrea ca majoritatea cuvintelor noastre să fie în cinstea lui Dumnezeu, să vestim Evanghelia care îl cuprinde pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii au nevoie să audă Evanghelia, vestea bună, au nevoie să aibă viața schimbată, nu au nevoie să știe ce meserie am eu, nu au nevoie să știe cât am făcut eu, cât ce deștept sunt eu. Eu nu am nicio treabă, nici Ioan, niciunul dintre profeți. Oamenii au nevoie de Iisus. Ca să fie liberați de păcat, au nevoie de Iisus. Ca să fie credincioși lui Dumnezeu, au nevoie de Iisus. Și dacă aș vrea să privim în capitolul 1, să citesc mai multe versete și să vedem cât de mult se concentrează Ioan pe vestirea lui Iisus. El, slujba lui era să-l mărturisească verbal, să-l vorbească despre lumină, despre adevărata lumină. Și dacă observăm și în versetul 27, iar din nou vorbește, el este acela care vine după mine și care este înaintea mea și eu nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei. Deci vorbește despre Iisus. El este acela despre care este înaintea mea. El este veșnic. Din nou, versetul 29 spune că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și din nou vorbește despre mielul lui Dumnezeu, despre păcat, cel care este răscumpărătorul nostru. Versetul 30 din nou vorbește despre Iisus. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Din nou vorbește despre Iisus. În versetul 31, eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie cunoscut lui Israel, ca El să ne fie cunoscut celor care, să fie cunoscut celor care nu-L cunosc. Și în versetul 34, 35-36, vreau să le citesc. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Vedeți cât de mult accent pune Ioan. Apoi, a doua, versetul 35-36, a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Și parcă-mi imaginez aici, nu i-a venit în minte, Ioan, îți pierzi ucenicii, îți pierzi oamenii, îți pierzi învățăceii, nu mai e pe cine să înveți, nu mai e publicitate, nu mai e oameni care să te urmeze pe tine. Și parcă îl văd că spune, nu, eu pentru asta am venit, ca oamenii să meargă după Iisus, ca oamenii să-L urmeze și să afle de viața veșnică în Iisus Hristos. Și și-a concentrat toată atenția pe Iisus. Când a avut el ocazia să se mândrească? A realizat cine este el, a realizat cine este Dumnezeu, cel care l-a trimis să mărturisească și a realizat că el trebuie să-L vorbească despre Iisus, să-L mărturisească pe Iisus. Când a avut timp să se mândrească? Atunci când ești concentrat să vorbești despre Iisus și nu despre tine însuți, sau eu să vorbesc despre mine însumi, atunci mândria nu vine, ci smerenia. Și eu mă concentrez dintr-o inimă sinceră, cu sinceritate și transparență să-L mărturisesc pe Iisus. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem acest principiu și să căutăm să împlinim în viața noastră. Dacă ne uităm și în viața lui Pavel, cum vestește el pe Iisus și cum privește el meritele lui în lucrarea Domnului, dacă deschidem la 1 Corinteni 15, primele patru versete vorbește despre esența Evangheliei și vreau să le citesc aceste patru. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, și anume, esența Evangheliei, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi,
lăudat să fie Iisus și binecuvântat să fie în veci. Și apoi, priviți cum se privește El pe sine însuși în versetul, în versetele 10 și 11. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovedim și voi așa ați crezut. Nu contează, ori noi, ori ei. Pavel a aruncat sămânța, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Gloria lui Dumnezeu, nu contează cine lucrează, prin care vine cuvântul lui Dumnezeu. Fie ori un slujitor, care e un slujitor sau altul, important este că Dumnezeu lucrează și Duhul Sfânt convinge de păcat. Aș vrea ca să înțelegem acest principiu și să, atunci când vom fi apreciați sau lăudați de un lucru bun, să nu uităm că această laudă să o direcționăm spre Dumnezeu, să vorbim despre Iisus. Tu vorbești cu autoritate și cu putere, lăudați să fie Iisus. El este Cel care ne-a dorit darurile tuturor din biserică. Apreciez dărnicia ta, apreciez că ai niște copii credincioși, lăviți să fie Domnul, lăudați să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. El a deschis mintea copiilor mei să fie ascultători. El ne-a dăruit inimă bună care să dorim pentru lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să direcționăm, să direcționăm toată lauda spre Dumnezeu. Atunci când vorbim despre noi, atunci când ne concentrăm pe eul nostru, mândria vine. Atunci când te gândești la tine, se naște mândria. Atunci când ceilalți te apreciază și pomenesc calitățile tale, atunci se naște mândria. Dar atunci când nu permiți inimii tale sau sufletului tău să se concentreze pe tine însuți, atunci vine smerenia. Te concentrezi pe Iisus și dai slavă lui Iisus Hristos pentru tot ce ai. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să căutăm să nu ne mândrim cu abilitățile noastre, să nu ne mândrim cu puterea, cu cunoștințele, cu fizicul. Te poți mândri cu cum arăți, cu ceea ce ai realizat, cât de harnic ești. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și totdeauna să-L pomenim pe Iisus. El mi-a dăruit, de la El vin toate lucrurile. Amintiți-vă că de câte ori în Scriptură ne vorbește despre superioritatea unui duh smerit, cu câtă putere suntem avertizați, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, spune Roman 12:3. Cât de clar ni se spune că dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 1 Corinteni 8:2. Și apoi cât de precis ni se spune porunca aceasta în Coloseni 3:12. Îmbrăcați-vă cu smerenie. Apoi ni se spune din nou în 1 Petru 5:5. Să fiți împodobiți cu smerenie. Această haină pe care mulți nu vor să fie împodobiți cu smerenie. Le place să fie oameni smeriți, dar nu vor să fie tratați ca oameni smeriți. Dacă li se spui mândrule, îi deranjează, dar vor să se mândrească, vor să fie apreciați. Vor să spună, să le se spună că sunt oameni smeriți, cei mai smeriți oameni și cumva eu și tot să ajungă la mândrie. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem aceste adevăruri și să ne ajute să conștientizăm cine suntem noi, în al doilea rând să conștientizăm cine este Dumnezeu și în al treilea rând să conștientizăm că trebuie să vorbim despre Iisus și în centrul vorbirii noastre să fie Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru cuvântul pe care l-a dat până aici. Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Dacă găsiți o cântare legată de tema aceasta, ne ridicăm în picioare, cântăm această cântare și apoi vrem să continuăm să ascultăm cuvântul Domnului. Ne sfătuie și ne înveți, Doamne, fiindcă ne iubești, să primim cuvântul Tău, de El să nu ne depărtăm. Ești candelă pe calea mea, lumina.
Salutăm oaspeții care au ajuns în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Pentru cei care au ajuns mai târziu, amintim că tema învățăturii în această dimineață este secretul smereniei. Sau, rămânând la tema anului, Scriptura Cuvântului Dumnezeu este secretul smereniei. Și aș vrea să rămânem în această idee. În Cuvântul lui Dumnezeu există toate învățăturile necesare pentru a trăi o viață de smerenie. Smerenia este scurtătura sau calea cea mai scurtă spre mântuire. Atunci când diavolul a venit să-L ispitească pe Iisus, diavolul i-a propus o scurtătură, numai că Iisus a înțeles că nu aceea era calea cea mai simplă. Și i-a spus, privește peste tot, l-a dus pe un munte înalt, toate lucrurile acestea mi-aparțin mie, închină-te mie și toate acestea ți le voi da. Și misiunea lui Iisus era misiunea crucii, calea lui Iisus era calea crucii. Dar pe calea crucii este suferință, pe calea crucii este smerenie. Și totuși Iisus a biruit această ispită și ne-a învățat și pe noi o lecție. Calea propusă de cel rău, scurtătura propusă de el, nu este niciodată calea sau scurtătura cea mai adevărată. Calea smereniei sau drumul smereniei este drumul sigur către mântuire. Și aș vrea să învățăm de la Mântuitorul, așa de frumos vorbește în Filipeni Apostolul Pavel despre Mântuitorul nostru și așa de minunat exemplu ne dă. Ar fi avut tot dreptul ca Dumnezeu să ne ceară lucruri nouă oamenilor, să ne spună ceea ce trebuie să facem și ceea ce nu trebuie să ne facem, dar Dumnezeu a ales calea exemplului, calea modelului. Hristos a venit pe pământ să ne învețe cum să trăim, nu doar ne-a spus cum trebuie să trăim. Și în Filipeni capitolul 2 spune așa, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos și asta ne învață pe fiecare dintre noi. Și aplicându-ne asupra cuvântului lui Dumnezeu, textul care s-a folosit în această dimineață a vorbit despre Ioan Botezătorul. Și într-adevăr, Ioan Botezătorul este un exemplu palpabil, un exemplu deosebit a unui om smerit. Și am vrea să învățăm câteva lucruri din textul acesta. De fapt, aș vrea să mă
Refer la a doua mărturie a lui Ioan. Dacă vă uitați în capitolul 3, este o nouă mărturie a lui Ioan despre Iisus. Și este versetul acela care îl folosim de multe ori și noi, înaintea unei slujiri sau motoul slujirii noastre. Este Ioan 3 cu versetul 30. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Asta învață și asta se naște în mintea celui care îl cunoaște pe Dumnezeu în mod personal. Acelui care începe să-L slujească pe Hristos. Își dă seama că în slujirea Lui, în activitatea Lui, în tot ceea ce face, El trebuie să micșoreze pentru ca Hristos să se vadă. Știți, noi suntem îndemnați de multe ori în biserică să căutăm să-L arătăm pe Hristos în viața noastră. Și e adevărat că mărturia personală, mărturia de sine, vine înainte de mărturia despre Hristos. Oamenii întâi sunt curioși să vadă cine ești tu, cum trăiești tu, ca apoi să-ți asculte mesajul. La fel, același lucru se aplică predicatorului, păstorului, preotului, oricărui lider religios. Omul interesat să vadă care e mărturia ta despre tine. Și așa cum s-a vorbit din Ioan 1, aceeași întrebare, cu aceeași întrebare au venit și oamenii legii la Ioan. Cine ești tu? Vreau să știu o mărturie personală despre el. Cine ești tu? Și noi de multe ori spunem, noi suntem copiii lui Dumnezeu și mărturisim aceasta. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mărturia despre Hristos trebuie să se vadă în viața noastră și noi trebuie să urmărim lucrul acesta. Oamenii trebuie să-L vadă pe Hristos, oamenii trebuie să-L înalțe pe Hristos. Dar nu numai că trebuie să urmărești asta în viața ta, trebuie să fim interesați ca lucrul acesta să se producă în jurul nostru. Și acum, haideți să ne uităm fiecare dintre noi în viața noastră personală. Mai suntem pătrunși de această pasiune? Mai căutăm lucrul acesta cu intensitate? Ca Hristos să fie înălțat în viața oamenilor din jur? Ne mai dorim cu foc lucrul acesta sau suntem puțin indiferenți și mă concentrez foarte mult pe mine? Important să am eu o mărturie bună. Ioan era interesat ca mărturia despre Hristos să fie înțeleasă, să fie percepută de toți ceilalți. În Luca, capitolul 7, cu versetul 28, Domnul Iisus face o afirmație foarte importantă despre Ioan. Spune că nimeni, niciun om născut din femeie, nu a fost mai mare ca Ioan pe acest pământ. Ioan este considerat, putem să-l considerăm ca un model pentru fiecare dintre noi și în mod specific în această dimineață ca un model în smerenie. Aș vrea să ne uităm la capitolul 3 cu atenție în câteva minute și să vedem ceea ce aduce smerenia în viața unui om. Am spus că smerenia este scurtătura către mântuire și am vrea să vedem la ce se referă această afirmație. În primul rând, așa cum s-a și amintit puțin, smerenia ne așează într-o poziție corectă în a înțelege cine este Dumnezeu și a înțelege cine suntem noi. Ne delimitează foarte bine poziția noastră, care sunt meritele noastre, care este meritul Domnului Iisus, unde este locul nostru, care este slujirea noastră. Și Ioan vorbește aici în 3 cu 28, spune așa: voi înși vă spuneți, îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce vine din cer, versetul 31, este mai presus de toți, cel ce este de pe pământ, este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Ioan înțelege foarte bine lucrul acesta. Ioan își recunoaște limitele. Nu-i ușor să-ți vină ucenicii tăi. Unii dintre ucenici, asta ca o paranteză, dintre ucenicii lui Iisus, deveniseră ucenicii Domnului Iisus. Și nu-i ușor să-ți vină ucenicii care ți-au mai rămas și să-ți spună, vezi că dincolo de Iordan este unul care botează și vin mai mulți la el. Și Ioan, care știe foarte bine care este rolul, locul lui, își recunoaște limitele. Știe ceea ce este el în raport cu Dumnezeu. Știe cine este Iisus și care trebuie să fie poziția lui față de Iisus. Îmi place un verset din Corinteni, apostolului Pavel, care face același lucru, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Și este un verset pe care ar trebui să-l învățăm fiecare dintre noi, să-l aplicăm în viața noastră. Fraților, versetul 6 putem citi: pentru voi am spus aceste lucruri în icoana de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris și niciunul din voi să nu se pălească deloc cu unul împotriva celuilalt. În cadrul trupului Hristos, împărtășia unii cu alții, noi nu avem voie, așa cum am auzit, să ne comparăm unii cu alții. Și face o afirmație puternică apostolul Pavel aici, că și cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Asta, tradus așa în limbajul nostru, este să recunoaștem că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. De multe ori, probabil privesc copiii spre noi,
văzându-ne că mulțumim Domnului pentru bucatele care le avem, că mulțumim Domnului pentru lucrurile pe care le avem și te întreabă, dar nu le-ai câștigat prin banii tăi? Și tu îi explici foarte frumos, da, dar uite, locul de muncă îl dă Dumnezeu. Puterea de muncă o dă Dumnezeu. Înțelepciunea ca să poți să-ți câștigi banul o dă Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem în toate lucrurile că tot ceea ce avem, tot ceea ce spunem noi că avem, începând de la lucruri pământești, lucruri spirituale, lucruri care țin de partea intelectului, de dobândirea unor cunoștințe, toate vin de la Dumnezeu. Adă, eu am făcut școală, eu m-am pregătit în privința aceasta. S-a citit textul din Daniel despre Nebucadnețar. Dacă nu lasă Dumnezeu o minte sănătoasă unui om, unde ajunge? Mulțumim Domnului pentru minte sănătoasă. Repet de multe lucrul acesta. Nouă ne place să avem această putere sau liberul arbitru, cum îl numesc teologii, să putem alege anumite lucruri în viața noastră. Dar dacă n-am avea minte sănătoasă, dacă n-am avea discernământ spiritual, cum ar fi alegerile noastre? Așa că mulțumim Domnului că ne-a dat o minte sănătoasă să putem pricepe voia Lui. Apoi, același apostol Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 5, știe și este omul care știe să-și recunoască foarte bine limitele sale. Ioan a spus că avea foarte clară mintea lui poziția aceasta, cine este Hristos, cine este El, care este partea Lui de lucrare, unde se termină partea Lui de lucrare. Apostolul Pavel spune așa în capitolul 12 cu versetul 5, cu un astfel de om, vorbește tot despre el, care a avut multe revelații, descoperiri din partea lui Dumnezeu, cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Știți ce este al nostru? Al nostru este păcatul. Tot ceea ce ne aparține este păcatul. Tot ceea ce ne aparține sunt slăbiciunile. Pavel înțelege adevărul acesta. Eu n-am cu ce să mă laud altceva. Dacă aș putea să mă laud cu ceva, ar fi doar cu slăbiciunile mele. Haideți să ne gândim în această dimineață. Suntem oamenii care ne recunoaștem limitele înaintea lui Dumnezeu? Suntem oamenii care nu ne comparăm unii cu alții, ci căutăm de fiecare dată să ne comparăm cu Cel care este Suveranul, Mântuitorul nostru? Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Smerenia ne așează pe această poziție corectă în raport cu Dumnezeu și cu limitările noastre. Apoi, smerenia ne păzește și ne ajută să biruim ispitele care oricum vor veni în viața noastră. Și dădeam exemplul lui Ioan. Era om și în mintea lui probabil a fost o luptă. Oamenii aproape că l-au numit Mesia. Devenise un om important, avea autoritate în ceea ce vorbea, în ceea ce făcea. Oamenii și-au pus întrebări, cumva el este Ilie, despre care vorbise profetul Maleahi, că trebuie să se întrupeze spiritul lui Ilie într-un alt om. Și întrebarea lor a fost, sigur ăsta este Ilie, modul lui de a se îmbrăca, modul lui de a se comporta, propovăduirea lui, toate ne duc cu gândul la aceasta și vin și îl întreabă, nu ești tu Ilie? Și apoi îl întreabă, nu ești tu prorocul? Prorocul despre care vorbise Moise. S-a ridicat Moise în mijlocul poporului și a spus, după mine, el considera un mare proroc, după mine, va veni un alt proroc. Și spunea Moise, de el s-a ascultat și oamenii și-au pus întrebări, nu cumva Ioan acesta este prorocul despre care vorbea Moise și de care trebuie să ascultăm? Nu cumva, au zis ei, poate este Mesia? Și în mintea lui Ioan probabil a fost lupta aceasta, nu neapărat să spună, da, eu sunt, dar să lase de subînțeles, așa de multe îl facem noi, lăsăm să subînțeleagă, noi nu spunem cu gura noastră, ne lăudăm, dar să subînțeleagă așa, că de fapt nu-i greșit dacă gândiți așa. Mi-ar sta bine, aș avea mai multă trecere, popularitate. Ioan nu este interesat de așa ceva. Și smerenia te ajută să biruiești ispita. În Iacov, capitolul 1, cu versetul 14, spune că oamenii sunt ispitiți și atrași de pofta lor însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Și apoi același Iacov, capitolul 4, versetul 6, spune așa, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea Scriptura spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Pofta noastră, firea pământească, ceea ce este în noi, de fiecare dată ne va îndemna spre mândrie. Așa cum ni s-a spus, este ceva natural. Noi nu suntem născuți să fim smeriți sau să fim umili. Natura din noi, ceea ce este în noi, de fiecare dată ne va îndemna spre a ne arăta, a ne etala calitățile, în a ne etala, ce știu, caracteristicile cele mai frumoase, în a ne etala avuțiile sau lucrurile pe care le posedăm. Asta este tendința, este natura noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Am nevoie de har?
în biruirea ispitelor? Am nevoie de har. Fără harul lui Dumnezeu eu nu pot să fiu un biruitor. Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 11, versetul 21, luați jugul meu, vorbește despre un jug și apoi afirmă Domnul Iisus că eu sunt blând și smerit cu inima. Asta e exemplu Domnului Iisus. Dacă vrei să fii biruitor, mergi după stăpânul acesta. Dacă vrei să fii biruitor, copie stăpânul acesta. Dacă vrei să biruiești ispitele din viața ta, să-L ai pe Iisus, cel blând și smerit cu inima în viața ta. Și așa de mult m-aș bucura ca fiecare din locul acesta să-L cunoască în mod personal pe Dumnezeu. Dar nu la nivel de cunoștințe, nu la nivel de, ce știu eu, înțelepciune firească, înțelepciune omenească, ci la un nivel mult mai profund, un nivel de relație, de schimbare. Și vom vedea că în același capitol 3 al lui Ioan, Domnul Iisus vorbește despre această relație și această cunoaștere. Smerenia apoi ne dă putere să vedem că Dumnezeu lucrează și prin alții. Aici este o problemă mai mult de nivelul bisericii, de nivelul slujirii. Știți că de multe ori, mai spuneam odată ideea aceasta, chiar și așezarea bisericii, așezarea noastră, din păcate, atinge aspectul acesta, dă impresia unei ierarhii în biserică. Partea acolo de jos, acum avem și partea din spate, oamenii aia care acolo iau treabă, trebuie să stea cu copiii, să nu cumva să ne deranjeze. Apoi sunt dragi și iubiți ascultători, care stau în biserică și ascultă. Apoi este partea asta un pic mai înaltă, aici sunt cântăreții și trebuie să fie preoți, leviți și chiar și marți a dat îndemnul și a rugat ca cei care cântă să înțeleagă că duc laudele lui Dumnezeu și au nevoie să trăiască o viață sfântă. Și un pic mai sus aici să ia mai sfinți aia care predică cuvântul lui Dumnezeu. Și total greșit. Dacă avem concepția aceasta, înțelegerea aceasta e total greșită. În biserica lui Dumnezeu toți îl slujesc pe Dumnezeu, toți îl laudă pe Dumnezeu, toți au datoria să fie lucrători împreună cu Dumnezeu. Ioan înțelege și se bucură de lucrarea Domnului Iisus. Uitați ce spune el în versetul 29. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Asta e mărturia lui Ioan. Ioan se bucură de lucrarea altora. Ioan înțelege că Dumnezeu poate lucra și prin alții. O, atunci când predic eu sau atunci când fac eu lucrarea aceea, într-adevăr se vede lucrarea lui Dumnezeu. Când o fac alții, ori nu mă bucur și este invidie în inima mea, ori o disprețuiesc și din nou păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Smerenia te învață să te bucuri de lucrarea altuia, să înțelegi că Dumnezeu lucrează și prin alții. Știți de ce folosește Ioan expresia aceasta? Pentru că pe vremea lor, în contextul lor, imaginea aceasta era foarte vie în mintea lor, foarte deslușită. Pe vremea aceea, prietenul mirelui era cel care organiza nunta. Îi organiza nunta mirelui și el se ocupa de toate detaliile, de cele mai mici amănunte. În mod special, atunci când predicăm despre pila celor 10 fecioare, descrie mai mult contextul nunții evreiești. De ce trebuiau să fie cele 10 fecioare în așteptarea mirelui? Dar aici vreau să rămân la ideea care o scoate textul în evidență. Și prietenul acesta făcea tot ce-i stătea în putință, în așa fel încât în ziua nunții mirele se bucure de mireasa lui, să nu fie niciun inconvenient, să nu fie nimic care să deranjeze nunta, toate lucrurile să fie bine puse la punct. Și mirele stătea undeva în umbră și se bucură de bucuria mirelui. Și ce spune apostolul Ioan aici, evanghelistul Ioan? Spune că noi care suntem prieteni ai mirelui, niciodată n-avem dreptul să atentăm la mireasă. Mireasa este a Domnului. Și din păcate sunt foarte mulți care, prin manipulare, prin atitudinea lor, prin slujirea lor, încearcă să acapareze publicul, biserica, și fără să-și dea seama, își face o biserică a lui, uitând că biserica este a lui Hristos. Își face un grup a lui, uitând că fac parte din trupul lui Hristos. Oameni buni, noi suntem prieteni ai mirelui și prietenul se bucură de fiecare dată de bucuria mirelui. Niciodată nu atentează la mireasă. Când suntem în lucrarea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi slujim ca să facem bucurie mirelui și ne bucurăm unul de altul de slujirea fiecăruia. Pentru că și eu și tu și fiecare din locul acesta suntem prieteni ai mirelui, care căutăm ca mirele să fie bucuros. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Smerenia te ajută să vezi în felul acesta. Smerenia îți dă ochelarii potriviți ca să vezi lucrarea aceasta. Dacă vrei să rămâi cu ochii tăi, cu vederea ta, vei vedea defecte în lucrarea tuturor. Vei vedea slăbiciuni în lucrarea fiecăruia. Ia acești ochelari ai smereniei.
Uită-te prin ochelarii smereniei ca Dumnezeu să-ți dea har, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Ioan nu era în duhul lui Saul, Ioan era în duhul lui Ionatan. Ionatan nu s-a simțit amenințat de progresul pe care îl făcea David, de creșterea lui. Nu s-a simțit amenințat tronul sau poziția. Saul, lui Saul i-a fost amenințată poziția. Și Saul, toată viața, tot restul vieții lui, zeci de ani, a trăit doar cu ura și invidia aceasta. A căutat să-l omoare pe David și umbla umbrit de gândul acesta, de păcatul acesta. Haideți să fim în duhul acesta, duhul lui Ioan, duhul lui Ionatan. Să ne putem bucura de lucrarea altora și în mod special să ne putem bucura de mire. Domnul să fie lăudat în toate. Și acum am spus, smerenia ne așează pe o poziție corectă în raport cu Dumnezeu. Smerenia ne ajută să biruim în ispitele pe care le avem. Smerenia ne ajută să ne bucurăm de lucrarea pe care o fac alții. Și apoi smerenia ne face să beneficiem din plin de har și de mântuire. Joi seară s-a vorbit despre beneficiile smerenii. Nu știu dacă este beneficiu mai mare ca acesta, care ne spune Dumnezeu că celor smeriți le dă har. Slăvit să fie Domnul! În începutul capitolului 3, Domnul Iisus are o discuție cu Nicodim. Cred că nu la voia întâmplării Ioan așează în opoziție pe doi lideri religioși. Vine Nicodim la Domnul Iisus, el era un fruntaș al iudeilor, era, dacă vreți, lider religios din vremea respectivă, era, dacă vreți, un preot care știa toată legea, cunoștea toate amănuntele despre Mesia, dar nu cunoștea pe Mesia în mod personal. Și vine Nicodim la Iisus pentru că ceva îl atrăgea spre acest om, ceva îi spunea că el deține adevărul. N-a avut curaj să vină pe față, dar în inima lui frământa un gând: vreau să vorbesc cu omul acesta. Și stă de vorbă cu Iisus și își etalează toate defectele, toate slăbiciunile, toate lipsurile, limitările în cunoașterea lui. Și Iisus îi vorbește despre naștere din nou. Iisus îi vorbește despre transformare, schimbare interioară. Și omul acesta nu înțelege. Omul care are legea în mână, care stăpânește scripturile, nu înțelege. Și Iisus trebuie să-i vorbească ca unui prunc. Și Nicodim ajunge la un moment dat să întrebe exact ca un prunc: cum poate un om bătrân în toată firea ca mine să se facă din nou mic și să intre în pântecele mamei sale? Nu despre aceasta vorbesc, Nicodim. Este o lucrare spirituală aici. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Este vorba despre o lucrare spirituală. Am auzit o grămadă de interpretări asupra acestui verset. Începând de la cei care spun că nașterea din apă și din duh înseamnă tocmai botezarea copilului de mic, până la chiar din Biserica Pentecostală, care înțeleg greșit, asta înseamnă prin botez și Duhul Sfânt. Aici vorbește din punct de vedere spiritual. Nașterea din apă și din Duhul înseamnă naștere din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt, care deschide mintea să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu afirmă Iisus în aceeași Evanghelie după Ioan: eu sunt apa vieții? Oare nu ne învață să fugim la apa curată, care este Cuvântul lui Dumnezeu? Până nu se naște cineva din Cuvânt și din Duhul Sfânt, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Este vorba despre o naștere spirituală. Ceva care se produce la nivelul minții, la nivelul înțelepciunii, la nivelul conștientului, dar nu este de ajuns. Și Domnul Iisus dă aici două asemănări umane, ca el să înțeleagă. Când vorbește spre naștere din nou, vă dați seama că asta este o lucrare care nu ține de tine. Poate cineva să se nască? Noi avem afirmația aceasta care este uzuală în limbajul nostru: m-am născut pe data de cutare, dar te-ai născut tu chiar cu adevărat? Putem noi să ne naștem? Nu putem să ne naștem. De aceea nașterea din nou o face Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, care lucrează la inima omului. Și apoi mai dă un exemplu și vorbește despre vânt. Uite, privește la vânt, vântul suflă încotro vrea. Tu nu-l vezi, nu poți să vezi vântul, dar îi vezi toate reacțiile. Ne mai distrăm așa să-i vedem pe copii și să spună: uite vântul. Nu poți să vezi vântul, dar îi vezi toate urmările, tot ceea ce lasă în urma lui. Și așa spune și Cuvântul lui Dumnezeu: vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu. Nu este ceva eclatant ca să izbească privirile, dar atunci când Duhul lui Dumnezeu transformă pe cineva, vezi urmările din viața lui, vezi schimbarea, transformarea. Și toate exemplele acestea îi dă lui Nicodim să-l facă să înțeleagă că adevărata naștere din nou o capătă doar cei care sunt smeriți sau săraci în Duhul. Nu este aceeași predică pe care o folosește Domnul Iisus în predica de pe munte? Cu ce începe el predica de pe munte? Ferice de cei săraci în Duhul. Adică cei care nu se cred bogați în interiorul lor. A, noi știm totul. A, noi cunoaștem. A, înțelepciunea care oamenii din Cuvântul lui Dumnezeu nu are nimeni. Nu, să fim săraci în Duhul. Doamne, depind de Tine în toate. Înțelepciunea care o am vine de la Tine. Lumina pe care o am vine de la Tine. N-aș fi avut și n-aș fi primit nimic dacă n-aș fi avut de la Tine. Să rămânem smeriți în Duhul nostru. Cei care sunt smeriți, sau unul dintre lucrurile pe care le aduce smerenia, am spus,
este că ne face să beneficiem de harul lui Dumnezeu. Celor smeriți El le dă har. Știți ce înseamnă harul? Harul înseamnă orice lucru pe care nu-l meriți. Știți ce meritam noi? Ne spune Apostolul Pavel lucrul acesta. Fiecare dintre noi meritam moartea ca plată pentru păcatul nostru. Tot ceea ce primim peste este har de la Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Acum eu vă întreb, oameni care sunteți aici, bărbați, femei, copii, avem har din partea lui Dumnezeu? Avem har din partea lui Dumnezeu. Și de aceea noi de multe ori folosim salutul acesta și încurajarea și binecuvântarea aceasta. Domnul să te facă să crești tot mai mult în harul Lui. Domnul să reveste har peste tine, binecuvântări. Pentru că tot ceea ce primim de la Domnul și nemeritat este un har de la Dumnezeu. Dar știți cât de Dumnezeu harul? Celor smeriți, celor care n-au nevoie, celor care nu mulțumesc, celor care nu conștientizează că primesc toate la Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să le dea. Dumnezeu este împiedicat să dea acest har. Atunci când Domnul Iisus spunea că îl pune în antiteză pe Nicodim cu Ioan, este tocmai să sublineze acest lucru. Observați, Nicodim, un lider religios din vremea respectivă care cunoaște legea. Apoi Domnul Iisus care explică acestui bărbat care ar fi trebuit să cunoască Scripturile, îi explică ce înseamnă cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Apoi îi spune undeva prin versetul 18-20, îi spune că cei care nu primesc și resping lumina sunt vinovați de lucrul acesta. Nu lasă undeva în ceață, în dubii, oare ce se va întâmpla cu cei care nu ajung să fie luminați de cuvântul lui Dumnezeu? Și aici ni se spune și ne spune Ioan că responsabilitatea este a lor pentru că le place să trăiască în întuneric. Și se dă de multe ori exemplu acela unei camere întunecate. Pentru că ai nevoie de multe ori să faci ceva pentru întuneric. Ce știu, vrei să vizionezi ceva sau vrei să faci ceva, spre exemplu, să developezi un film. Nu se mai face acum, dar pentru întuneric ai nevoie de lucrul acela și dintr-o dată lumina când pătrunde te deranjează. Imediat spui, stinge lumina aceea. Așa este și cu omul care respinge lumina care vine de la Dumnezeu. N-am nevoie, în starea în care trăiesc eu, este o stare convenabilă să rămân în întuneric, să rămân ascuns ceea ce am eu în viața mea. N-aș vrea să se vadă, n-aș vrea să fie descoperit. Și oamenii au respins lumina aceasta. Și apoi este dat exemplul lui Ioan. Uite un alt lider. Un lider diferit de lidere pe care îi aveau oamenii în vremea respectivă. Un om care era smerit în îmbrăcăminte, un om care era smerit în atitudinea lui, un om care mărturisea și știa limita lui și cine este Dumnezeu. Uite un om care poate să vadă lumina, să înțeleagă lumina. Observați antiteza aceasta. Un lider religios în întuneric. Domnul Iisus care responsabilizează pe cei care stau în întuneric. Și un om care ajunge la adevărata lumină. De aceea spuneam că cei care sunt smeriți beneficiază de har și de mântuire. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cu lucrul acesta. Știți că este o poruncă a lui Dumnezeu? Ne spune Iacov în 4:10, smeriți-vă, dar sub brațul tare Dumnezeu și El vă va înălța. Vă va înălța nu înseamnă că ne va pune într-o poziție în care din nou să aveți să ne confruntăm cu ispitele. Ci ne va înălța, reprezintă, dacă vreți, ideea aceasta că ne va face sau ne va face parte cu El în gloria sa. Oamenii smeriți au parte cu Dumnezeu. Smerenia este scurtătura spre mântuire. Domnul să binecuvinteze pe toți din locul acesta și Domnul să ne mântuiască pe toți. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrem să cântăm două strofe într-o cântare, timp în care facem și colecta. Apoi invit aici în față, probabil cine va vorbi. Așa, se va prezenta, fratele Marius m-a anunțat că vor veni niște bărbați care vor prezenta un proiect despre fondurile europene din țară. Este important să înțelegem și aspectele acestea, anumite beneficii pe care le avem noi în diaspora și vor avea această prezentare, după care m-am apropiat de sfârșit. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, căci Tu prin har ți-ai minunat, mereu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, căci Tu ne dai înlumbrim. Îți mulțumim, atunci și vei.
Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și veci de veci, amin. Da. Bună ziua! Numele meu este Marius Caraman. Da, după așa predică faină, mai greu cu fondurile astea. Eu locuiesc la Roma de 18 ani, în Fonte Nova, acolo unde aveți o biserică extraordinară, la fratele Nathanael. Eu sunt ortodox, dar cunosc foarte bine realitatea cultului penticostal, pentru că am și candidat acolo în zonă ca și consilier. Am o relație foarte bună cu cei de acolo prin prisma lucrurilor pe care le-au spus ei, vis-a-vis de relația asta, nu ceea ce spun eu. Bun, cunoscându-l pe Marius Livanu, acum 2 ani, suntem colegi în Consiliul Românilor de Pretutindeni și văzând lucrarea lui Dumnezeu prin el, mi-am dat seama că e un deosebit și atunci a devenit mai mult decât o relație între consilieri. Eu consider o relație de prietenie foarte frumoasă, care îmi doresc cu ajutorul Domnului să continue cât mai mult. Așa, să trecem prin scurtă prezentare, ca să înțelegeți cât mai multe despre mine. Acum, vis-a-vis de fonduri europene, împreună cu colegii mei de la București, lucrăm pe proiectul Antreprenor Acasă. Este un proiect care vine prin fondurile europene, prin Ministerul Fondurilor Europene, în care li se acordă celor care doresc să meargă acasă să-și deschidă o afacere până la 40.000 de euro. A fost un sistem timp concurs în care fiecare firmă de consultanță a prezentat un proiect la minister, în urma cărora au fost declarate 32 de firme câștigătoare. Una dintre acestea este firma noastră. Noi am optat în proiect să dăm mai puțin bani la mai multe persoane și de aceea am mărit numărul undeva la aproape 56 de afaceri, cu o sumă de 33.325 de euro. Pentru a putea participa, sunt câteva condiții destul de ușoare, să spun așa, printre care să fii cetățean român cu vârsta de peste 18 ani, să ai domiciliu în România, adică buletinul românesc, că sunt dintre noi v-am spus că sunt în Italia de 18 ani, care au renunțat la buletinul românesc și au trecut pe pașaport domiciliu. Atunci acolo va trebui un buletin provizoriu, care se dă la primărie pe un an de zile. Să nu fie din București Ilfov, că au destul acolo, așa, și afacerea să nu fie în domeniul agricol. Deci trebuie neapărat ca afacerea să se deruleze într-un oraș din România, că e mare, că e mic și nu neapărat cel de domiciliu. Ca și documente, trebuie buletinul italian care să fie de cel puțin 12 luni în ultimii 3 ani. Dacă nu, cei care au atestate de ședere, certificat de rezidență sau orice alt document de la statul italian care atestă că au mai mult de 12 ani de rezidență. Apoi o altă condiție este să demonstreze că are capacitatea antreprenorială, adică că a avut firmă în Italia. Dacă nu au avut firmă, să se prezinte cu niște studii în domeniul în care doresc să investească în România sau a unor cursuri de specialitate. Dacă nici această cerință nu o întrunesc, să prezinte o experiență profesională în domeniul respectiv, adică a fost angajat în Italia pe domeniul respectiv. Nu știu, să luăm un exemplu pe construcții, că e destul de mediatizat în Italia. Dacă a avut firmă de construcție, e ok, poate să depună la noi dosarul. Dacă a fost angajat în domeniul construcțiilor, poate să ne demonstreze prin contractul de angajare că a lucrat în domeniul respectiv. Să zicem că niciuna din cele două, dar a făcut niște studii de specialitate. Nu știu, are și o diplomă de 2 săptămâni, unde a făcut studii pe construcții, chiar dacă n-a lucrat nicăieri.
este eligibil, adică se poate înscrie la noi. Ăsta este primul pas. Noi am trecut aici domeniile care nu sunt finanțate. Ne-a venit mai ușor, că celelalte sunt mai multe. Avem pescuit și acvacultură, adică, un exemplu, ar fi păstrăvăriile care nu se finanțează. Producția primară agricolă, deci tot ce țineam de a face cu specific agricol, livadă de pom fructifer și așa mai departe, transformarea și comercializarea produselor agricole, activități de export, orice activitate de export, folosirea mărfurilor naționale în locul celor importate și transportul rutier de mărfuri. Deci în rest, cam toate sunt eligibile, sunt foarte multe, nu știu dacă ați avut vreodată de a face cu codurile CAEN, așa se zice, din România. Bun, asta e prima etapă. Deci dacă aveți dosarul cu documentele astea, vă încadrați într-un grup țintă, l-am numit noi, de aceea colegii m-au și calificat ca și expert grup țintă, unde veți primi un program de pregătire antreprenorială, adică se vor face niște cursuri cu specialiști din cadrul societății pe care avem noi, totul va fi gratuit, mă repet, unde la sfârșitul cursului se va face toată online, nu e nevoie să mergeți acasă, e de ajuns să vă înscrieți cu ID-ul și parola. În urma cursurilor se va genera automat un plan de afaceri. Planul acesta de afaceri va intra în concurs. Deci din 300 și ceva de înscriși cu dosare, vor fi eligibili 56. Cei care vor demonstra că își doresc cât mai mult și că afacerea lor e mai viabilă, vor primi finanțare efectivă. Ca și criterii la nivel de finanțare, mai dure, așa să spunem noi, dar nu sunt dure, e să se mențină 2 angajați, minim un an și jumătate, printre care unul din angajați poate să fie și solicitantul. Și ar mai fi să nu se închidă afacerea timp de 2 ani de zile. Banii se dau în 2 tranșe, 70%, 75% se dă imediat în momentul în care se spune că e ok și o finanțăm, adică 24-25.000 de euro, iar a doua tranșă se dă dacă se demonstrează că s-a obținut 30% din venituri, adică un cuantum de 7.500 de euro. La tot proiectul ăsta, nu vă garantez, nu se cere niciun ban. Este unul din singurele, pot să spun, proiecte pe fonduri europene, mai ales că pe diaspora n-a fost nimic până acum, e chiar primul, dar și dacă le lipim cu cele din România, este primul în care nu se cere nicio cofinanțare sau plata către un consultant. Că de obicei, cine dorește să facă ceva pe fonduri, trebuie să meargă la un consultant, că clar, nu ne pricepem. Și atunci mergem la un consultant ca să ne ajute și trebuie plătit. Aici nu se plătește, aici doar să pierdeți un pic de timp și să încercați. Dacă considerați că doriți să vă retrageți în țară, e cu atât mai bine. Oricum nu vă obligă nimeni. Dacă aveți pe cineva din cel de-al doilea angajat care poate să vă gestioneze afacerea, să mergeți de când în când pe ideea că, măi, să vedem că dacă nu merge, totuși să nu mă rup de tot de aici, puteți să faceți și chestia asta. 10 motive ca să devii antreprenor acasă. Da, cum spuneam, că veți fi sprijiniți de trainii specializați, veți obține o diplomă de formare profesională în urma cursurilor acestea gratuite pe care vă le oferim online, vă spuneam că nu trebuie să mergeți acasă, veți primi finanțarea planurilor, avansul și înscrierea într-un club. Foarte important, pentru că noi o să facem un club numit Antreprenori Acasă, în care cei care nu obțin finanțarea, deci din cei 300 și ceva care vor avea dosarele valide, vor obține doar 56 și restul noi abandonăm, pentru că vom face un club în care vor primi tot timpul informații gratuite de la noi vis-a-vis de fonduri europene și viitoare programe care se mai deschid. Da, consultanță personalizată pentru afacere, adică veți primi consultanță vis-a-vis de ceea ce... Nu vă lăsăm nici în momentul în care derulați afacerea. De ce vă spun că am ajuns la punctul ăsta? Firma noastră este interesată să stea alături de dumneavoastră pentru că responsabilitatea nu mai este a Ministerului sau a Comunității Europene. Ei, față de alte proiecte pe care le-au derulat, au descărcat toată responsabilitatea acestor firme, cum este și cea noastră. Nu gratuit, bineînțeles, plătindu-ne. Și atunci noi suntem interesați să fim alături de cei care vor derula efectiv afacerea, pentru că dorim să investească banii cum trebuie, dacă nu vom fi și noi trași la răspundere. Și ăsta este motivul pentru care vom fi tot timpul alături de dumneavoastră și în momentul în care veți implementa efectiv banii în afacerea respectivă.
Noi o să avem un seminar la Port de None, unde vom detalia mai mult, la ora 4 la Hotel Santin, dacă știți, undeva chiar la intrare. Toți cei care doriți să veniți, și acum o să mai rămâne la dispoziția dumneavoastră aici, dar și atunci vă așteptăm cu mare drag. Și pentru alte întrebări. Acolo veți mai... Da, și acum, da, dacă doriți să vă înscrieți, noi putem, avem formularele la noi, putem să detaliem și să ne puneți o sumedenie de întrebări de care doriți până când vă lămuriți asupra acestui fapt. În rest, ce să vă spun? Mă bucur că ne-ați primit așa frumos, bănuiesc că așa faceți cu toți oaspeții. Am văzut că în toate bisericele sunt făcute primirile așa frumos și o să transmit gândul vostru și ceea ce am văzut aici către comunitatea din Fontenova la Biserica Betania. Vă mulțumesc, Dumnezeu, să vă binecuvinteze, să fiți alături unii de alții, mai ales că sunt timpuri destul de vitrige în Italia în ultimul timp. Numai bine. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Aș vrea să încercăm să facem liniște. Copiii au ieșit la școala duminicală, vrem să îi ținem în liniște, vrem să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. În urma cuvântului care s-a vorbit în această dimineață, probabil în mintea noastră s-au născut gânduri, decizii, vrem să îi spunem Domnului în rugăciune ceea ce am hotărât în inima noastră, unde vrem să ne schimbăm, unde vrem să ne îndreptăm, unde vrem ca Dumnezeu să ne ajute să devenim mai buni, mai smeriți, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Mulțumim oaspeților noștri, îmi pare rău că nu le cunosc la toți numele, mulțumim Domnului Caraman care a prezentat, a stârnit amintiri în mintea noastră, noi ca familie am trăit în Fontenova, am plecat în 2004, am stat 4 ani acolo, chiar și fratele Cătălin care este acolo a fost în Fontenova și mai mulți de aici. Domnul să binecuvinteze Fontenova. Așa cum ați auzit, la orele 16, orele 4, la Hotel Santin în Pordenone, va avea loc această prezentare mai detaliată. Pentru cei interesați, puteți participa acolo, intrarea este liberă, așa cum s-a specificat, dar de asemenea aveți ocazia și acum, după terminarea slujbei, să le adresați întrebări sau să cereți anumite clarități. Ne întâlnim cu ajutorul Domnului în casa Domnului în seara aceasta la orele 18. Dacă este ceva de anunțat din sală, dăm loc. Dacă nu reamintesc că înscrierea pentru botez, cereri pentru înscrierea pentru botez sunt puse la dispoziția dumneavoastră. Cei care solicită au timp încă o săptămână. Ne despărțim cu harul și pacea Domnului.